Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia, unde a belit lupul oaia. De ce râzi, Mihaela? De descrierea ta. Păi așa este sloganul meu. Sloganul? Alin de la Strehaia, unde a belit lupul oaia. Prieteni, am văzut că în șatră este... de la, cum să spune? Dezastru, nu show, nu show, mă, zi... cum se spune? Zimi. Nu știu. Ceva așa, nu știu cum să zic. Revoluție. Ceva de genul. Mare revoluție în șatra la Strehaia. Am primit comentarii, am văzut comentarii fel și fel că avem probleme mari, subiecte multe de discutat, prieteni, am zis să le luăm așa ușor, ușor pe rând. Știu că toată lumea așteaptă de la mine un subiect mai delicat în legătură cu ce s-a întâmplat cu tata și cu Aura, dar lăsăm mai în suspans. O să vorbim despre asta, probabil că vom ajunge acasă, ca să ascultăm situația din ambele. Să vedem cum stă situația. Puncte de vedere. Acum, în neștiință de cauză, nu prea putem să vorbim multe detalii. Noi am fost la București și nu prea am auzit prea multe. Însă am văzut că foarte multă lume vorbește în comentarii și critică copiii. Am înțeles, mi-a spus și Albina acum câteva zile că și ea primește comentarii. Că Albina face niște vloguri singuri pe acolo, copil. Nu știu, niște oameni mari își pun mintea să dea comentarii de rău la un copil, care la urmă nu-i citește, vede și nu știu ce fel de oameni sunt ăștia. Eu n-aș putea să dau comentarii și mai ales urâte la un copil. În fine, și am văzut și comentarii multe de Leonardo, de Alex, de... nu știu ce să zic, sunt niște chestii foarte, foarte urâte. Dar n-ar trebui cu atacați copiii din niciun punct de vedere, pentru că nu poți să pui mintea unui copil cu mintea unui om mare, cum și cu David de multe ori se întâmplă, și cu Leonardo, și cu Ali, și cu Albina. Adică, până la urmă, trebuie să ne gândim că sunt niște copii care, în primul rând, nu sunt vinovați că sunt puși în anumite situații, cum a fost și situația de acum câteva zile la Strehaia, și în alte situații în care apar, sunt puși niște subiecte fără ca ei să vrea lucrul ăsta. Vă dați seama că... nu le creează ei situațiile astea. Sunt puși în fața faptului împlinit. Acum că na, se atașează ei foarte repede de oricine sau cine știe cum e văzută situația pe din afară. Sunt copii. Vă dați seama, copiii vorbesc cu oricine le iese da, în cale. Da, uite, am primit multe comentarii că a fost Leonardo Etine. Și am văzut și o filmare pe TikTok la tata în cameră și la Aura și era acolo cu Aura în brațe sau nu știu cum era Leonardo. Și a spus că e bunica lui preferată, dar Leonardo așa face el, știi ce, cum e. Și mie spune că sunt unchiul lui preferat, după aia că nu mai sunt. E copil, adică ce poți să-i faci la un copil sau să-i spui? Mă, da, într-adevăr, nu trebuie să aruncăm cuvinte de-astea foarte mari. Că ți-e drag de o persoană comună și vorbești cu ea, înțeleg. Dar, de exemplu, cum v-am zis eu de multe ori și cu cuvântul mamă, că mă întrebați pe mine de ce nu-i spun... soacrei mele mamă sau deși nu-i spun Leo tată, pentru că astea sunt cuvinte mari pe care cred că poți să le adresezi numai oamenilor care ți-au dat viață. O respect mult pe soacra mea, țin mult la ea, țin și la Leo, nu, și la patrona și trebuie să-i spui mămică. Dar, nu știu, nu cred că ea vreodată poate să mă iubească pe mine ca pe fata ei adevărată, cum e Alin, cum e ursul, sau eu pot să o iubesc exact la aceeași egalitate cu mama care mi-a dat viață. O iubesc, țin la ea foarte tare, sunt atașată de ea, o respect și ne înțelegem ca două prietene, parcă am trăit cu ea în aceeași casă toată viața, de la începutul începuturilor. Dar ne ținem la noi așa reciproc, însă nu îmi spune fata mea sau eu mamă sau nu știu cum. Eu îi spun soacră mea, ea spune Mihaela, adică nu consider că trebuie să ne pupăm toată ziua în bot ca să putem să avem o relație bună. Într-adevăr, și David vă dați seama că o să meargă probabil la Leo acasă, când vom ajunge la Strehaia. Nu înseamnă că dacă vorbește cu Aura sau cu oricare altă femeie ar fi venit acolo, înseamnă că David e vinovat sau trebuie înjurat sau criticat sau așa. Într-adevăr, nu o să poată să-i spună bunică, pentru că bunicii sunt unii singuri. Nici Leo nu poate să aibă altă mamă sau alt tată sau alt... dar... sau Alin. Nu poate să aibă două mame sau trei mame. Dă-i drept, sau cinci mame sau tot așa. Mama-i numai una, tata-i numai unul. Cum și eu cu Albina. Vă mai dau un alt exemplu. Mă înțeleg extrem de bine, s-a creat între noi o relație mult mai apropiată decât ne așteptam amândouă. Țin foarte mult la ea, ține și ea foarte mult la mine, dar niciodată nu o să pot să iau eu locul mamei ei.
clar, o iubește pe mama într-un mod special, ține și la mine și mă bucur că nu mai există barierele astea, putem să fim toți fericiți unii cu alții, pot să fiu ca cea mai bună prietenă. Dar niciodată nu o să spună mie mamă. Stai că am un info de ultimă oră de făcut între timp, între subiectele astea mai importante. Am și un info pentru Tommy. Pentru că Tommy mi-a făcut mie info că am să-i dau bani pe cordon și... cum îl cheamă ăla? Saxofon, clarinet, trompetă, ciufi. Știți care e problema? Am înțeles că Tommy mi-a dat țeapă. I-am dat 800 de lei pe instrumentele alea și am înțeles că el le-a cumpărat din Anglia, din piață, cu 2 lire. Și eu i-am dat aproape 200 de lire, 180 de lire. Deci din 2 lire ai făcut 200, Tommy, și tot tu comentezi. Ai înțeles? Deci m-ai ars, te rog frumos să-mi dai banii înapoi. Îți lasă 50 de lire. Hai să-mi dai, numai mă, îmi dai 100 înapoi și gata. Ca să te iert. Pentru că m-ai ars, frate. Am luat produsele de la tine, ai dat 2 lire pe ele, mi-a spus cineva în comentarii că te-a văzut în piață în Anglia când le-ai cumpărat. Și acum eu ți-am dat 800 de lei și mai ai tu pe o să faci și vloguri, că mai trebuie eu să-ți dau 300 de lei. Auzi tu. Mă, dar chiar și așa, nu-i dădeam noi 300 de lei, trebuia nu să mai contează, acum are să-mi dea 1500. Și cât te-a supărat? Ca să-l las în pace, îi fac info în fiecare zi. Bine. Bine, Tommy, o să vezi tu. Cum să-mi dai țeapă? Nu te gândeai că suntem și noi o familie? Trebuia să-mi spui, bă, uite, am dat 2 lire, păi ele dăm și mie 10 lire, na, era bine, 50 de lei. Dar de la 2 lire la 200 și mie vine să râd, nu vine să cred ce mai azi. Au mai venit 2 zero-uri, așa. Păi cine mai face, mă, în ziua de azi combinații de-astea? Să bagi 2 lire într-o combinație, să iei 200, ce mai vrei? Uite, Tommy, șmecher, mafiot. Bravo, Tommy, șmecher de Londra. Da. O ajunge Tony Montana ăsta. Păi mă știi? De unde nu te aștepți să răsare? Sunt foarte supărat, am fost ars. Serios. Zi-l Tommy să-mi dea banii. Nu pot să mă încerc cu Tommy, Tommy prietenul meu. Zi să-mi dea banii. Eu nu mă cer cu Tommy. Nu, lasă Tommy, nu ne mai dea nimic. Dar mai adun niște instrumente. Aș vrea să-mi aducă Tommy, dacă se poate, un pian. Vreau să fiu așa relaxată când mă zăpăciște șatra, să mă pun acolo, să apăs pe clapele alea, până ies toți, să nu mai zic de mine. Are Bill pian acasă. Bravo. De la Bill poți să-l iau. De ce nu e de la Bill? Îl iau de la Bill, bravo. Să dau așa pe alea, să iasă nervii de mine. Doamne, feri. Mama, dar nu poți să iei pianul lui Bill, că cântă Iacob la el. Da, vezi, am bilea cu Iacob după. Cântă Iacob la el. Iacob cântă toată ziua la pian. Da, Iacob mă iubește. E prietenul meu. A făcut TikTok cu melodia mea. Da. Chiar mai prieteni, mai dați și voi share la melodia noastră, mai dați și voi un like. Am văzut că v-a plăcut, comentarii numai bune. Unii invidioși nu dau. Sunt invidioși pe vocea ta și a mea. Nu am voce, nu pot să spun că am voce. N-am cum n-ai voce, Mihaela, ești top. Meri să fii în training. Nu ești chiar așa. Eu nu sunt... nu știu cum să zic. Madonna. Nu, dar nu avem noi voce. Vă dați seama că nu suntem artiști, n-am făcut studii pentru treaba asta, n-am făcut canto, n-am făcut nimic. Dar mi s-a părut o idee bună, o oportunitate care dacă ți se oferă, de ce să nu profiți de ea? Dar și când o să facem lecții și școala de muzică? Sunt oameni care să nici nu fac școală, să nasc cu talentul ăsta. Noi nu-l avem, spre exemplu. Dar poate cine știe, dacă făceam și noi cursuri, făceam ceva... Talent de om, talent de om. Da, na, a fost ceva frumos pentru noi, mai ales că rămân amintiri și aici le vedem tot timpul, și noi și voi. E ceva frumos, te uiți peste câțiva ani să zici, ia bă, hai să ascultăm și noi melodia aia sau să vedem. Stai că mai am un info de făcut. Pentru? Deci, prieteni, să revin la problema cu mașina, că cred că v-am zăpăcit și voi. A fost iar astăzi la service. Acolo la service mi-a spus... Sună domnul Bill. Nu, lasă. Băi, mereu când vorbesc de mașină, mi se întrerupe, mă sun cineva. Semn. Deci am fost la service. Pentru că am rezolvat toate problemele absolut tot la mașină, merge țiplă. Dar când o calci, kick, când îi dai kick, face de pe loc, pornește ceva. Pe la jumate, așa, din față, nu știu cum, că se duce... Deci că turosnește ceva să stea să rupă, poc, nu poc, înțeleg. Poc. Așa, bun. Am fost. Mi-au spus că poate să fie cardanul sau cutia de transfer. Eu în cutia de transfer ieri, când am făcut cu schimbul de ulei și la cutia de transfer, în afară de cutia de viteze, am schimbat și uleiul la cutia de transfer.
Nu, dar nu aveam ulei în cutie, când au deschis bușonul ăla, nu era ulei în cutie de transfer. Am băgat ulei, bineînțeles, dar cred că posibil să se fi dus pinioanele sau lanțul de la cutia de transfer, că e o cutie mică care are pinioane și lanț, din cauza că a mers fără ulei, luni de zile și eu n-am știut treaba asta. Deci sunt două variante, ori cardan, ori cutie de transfer. Următorul pas este înapoi la service, dați jos cardanul și cutia de transfer dată jos și deschis. Ca să vedem care e boba. Să-mi dau palme. Că mor aici. O cutie de transfer, am verificat, este 40.000 de lei. Cardanul meu e ieftin. M-aș bucura să fie cardan. Deci chiar nu știu să fac. Sunt? Dezorientat. Bă, mașina e țiplă acum. Totul merge frumos. Când mergi normal, păi, cu ea n-am nicio problemă. Ai făcut toate schimburile posibile și imposibile. Tot, bușe, tot. N-avea cum să meargă. Dar doar chestia asta, când o calc tare la viteză mică, când plec de pe loc, atunci face. În mers la viteză mare sau alea când o calc, n-are treabă, nu. Dar cred că au dreptate oamenii că posibil să fie cutie de transfer, pentru că eu când o calc tare... Face pum. Nu, deci... scapă lanțul pe pinioane, cred. Ăla e ca și cum scapă lanțul, știi? Da. Alunecă pe pinioane. Ca la bicicletă. Da, și cred că alunecă pe pinioane și așa e, de acolo e sunet. Posibil și asta. Acum o să mă duc mâine la service dimineață, iar am programare, să dea jos cutie de transfer și să vedem ce-o fi. Ce-o fi, asta e. Ce vrei să mor? Să tați jos din picioare? Asta e. Am băgat 100 și ceva de milioane, plus ce mai fi. Farmele luam că m-au lăsat de izbeliște. Lasă, că le vinem noi acasă. Da. Vine el rândul lor. Nu mai zic nimic. Și mai avem un problemă. Am înțeles că patroana și taică nu s-au apucat de centrală, să facă caloriferele, au făcut calorifere, mi-a spus o fată să repele, dar știa mai multe detalii ca mine. Au cumpărat nu știu câte calorifere, 11 sau 16. Și nu au cumpărat de ajuns și pentru ursul sus, au cumpărat doar pentru ei jos. Ursul nu are căldură, nu este trifazic, nu ține curentul, sare siguranța. Am înțeles niște detalii, așa că nu m-am uitat la vlogurile la nimeni de la Strehea. Și că ursul stă în frig. Am mai auzit altă variantă, că să vină ursul să se mute sus la noi în casă cu copiii. Vă dați seama că și noi ne-ar fi drag și am vrea, și ursul poate să facă treaba asta când vrea, dar problema este și acolo necesită o investiție foarte mare. Pentru că nu e curent tras sus, tot așa nu sunt calorifere. E mobilă. Nu e mobilă, în primul rând, că au luat toate alea pe acolo. Deci nu știu, situația e încurcată. Dar oricum ursul și-a aranjat camera acolo foarte frumos. Mie îmi place la ursul camera lui cum e făcut-o frumos. Chiar e mai frumoasă ca noastră. A noastră a ieșit cu culorile alea. Da, și-a pus frigider acolo sus. Da, chiar e mișto la ursul camera. Am făcut cu lumini și ce crezi? Spune... în engleză ce culoare vrea să fie și se aprinde. Și se face culoarea aia. Deci problema e doar căldura la ursul prieten. Dar lăsați că vedem noi cum face când ajungem acasă, îl ajutăm și noi și facem cumva să fie căldura acolo, centralul, ce trebuie. Dar nu știu, apar discuții, fel și fel de discuții, că eu nu mai știu nimic de capul meu. Vreau să plec într-o vacanță, să nu mai știu nimic. Nici să nu mai filmez, nici să nu nimic, fără telefon așa. Să mă prind pe stradă așa de nebun, fără să știu de nimeni. Ce părere aveți? Ce părere ai, Miha? Eu ți-am zis, rămân părerea asta. Prea ne consumăm tinerețea noastră pe bune acum. Alții și-au trăit viața, toți cam și-au trăit viața, că au ajuns la o vârstă destul de înaintată, da? Și-au trăit toți viața cum au vrut, cum au știut, cum au putut. Uite, eu și am îmbătrânit. La 26, 27, respectiv 28 de ani al lui Alin, și 26 ai mei, stăm așa și ne tocăm noi ce fac alții. Lasă-i, frate, acolo fie ce o fi. Parcă zici că nu, pe noi ne ajută ceva. Pe mine nu mă mai interesează de nimeni, fraților, din acest moment. Pe noi nu ne-a ajutat nimeni niciodată cu nimic. Am trăit pe traiul nostru, pe pielea noastră. Nimeni, dacă am avut o problemă, nu m-a sunat să mă întrebe ce fac, am murit, n-am murit, sunt bine, iau copilul. Așa că așa este. Nu mai stau să mă mai consum. Fiecare... cum a dat Dumnezeu? Cine e să trăiască, trăiește, cine e să moară, moare, cine e să facă ce-o face, face. Ascultă-mă, mai am o informație de ultimă oră. Am problema cu piciorul, mi s-a accentuat, iar mă doare rău de nu mai pot, la spital nu am ajuns. Dar am vorbit cu cineva, cu o prietenă de-a noastră și mi-a recomandat și mi-a spus ceva despre o clinică în care se pot face niște injecții cu ozon. Și am înțeles că faci niște injecții câteva, nu știu câte, costă nu știu cât, câteva sute de lei o injecție și după injecțiile astea nu te mai doare. Vreau să-mi lăsați și mie comentarii în cazul în care știe cineva sau a făcut așa ceva,
sau cine are detalii despre injecțiile cu ozon, ce înseamnă și dacă chiar ajută, ca să mă apuc și eu să merg să fac. Chiar am nevoie de părerea voastră aici. Deci, injecții cu ozon. Aștept informații. Miho, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Închei aici, vă pup, vă doresc o seară minunată și revenim mai târziu în formă. În formă, auză, în forță, doamne, că nu mai știu. Și în formă și în forță. Și în formă și în forță și de toate, cu subiecte incendiare și o să răspundem la cele mai incendiare comentarii. Așteptăm comentariile voastre. Pa, pa!